În proiectul de astăzi vom instala un sistem de operare pe o unitate desktop. Sistemul de operare se numește Windows 10 Pro. Avem aici kitul de instalare. Procedura este similar, dacă nu chiar identic, cu instalarea unui Windows 7 sau 8. Este puțin diferit față de Windows XP și, de asemenea, aceeași procedură se poate face atât pe desktop cât și pe laptop. Pentru a instala sistemul de operare pe calculator vom avea nevoie de suportul acesta, deci de kit, care de obicei Windows 7 vine de obicei pe un DVD, Windows 10 vine pe un stick, dar nu contează pe ce suport al avem. În cazul în care avem pe DVD vom avea nevoie să folosim o unitate optică, în cazul în care avem un stick putem folosi stickul. Primul pas care trebuie să-l facem în momentul în care instalăm un sistem de operare pe un desktop este să avem conectat la acesta un monitor, un mouse și o tastatură. Putem să vedem în spate, unitatea desktop este conectată, avem conectată tastatura, monitorul și aici jos avem dongle-ul de la mouse. Acesta este stick-ul suport pentru instalarea Windows 10. Vom folosi un USB din spatele calculatorului. În caz de față avem un USB 3.0, ceea ce o să facă lucrurile să miște mai repede. După care, ce trebuie să facem este să pornim calculatorul, iar după pornire trebuie să avem grijă ca calculatorul nostru să nu se ducă direct în hardul lui și să încerce să intre un Windows-ul deja instalat, ci să-l trimitem către kitul nostru de instalare, care este pe suport, în caz de față USB, dar poate la fel de bine să fie pe DVD, în unitatea optică, iar în momentul în care am selectat kitul nostru suport, acesta va fi autorun, adică va porni singur. Pentru a face asta, cum spunem, trebuie să pornim desktop-ul. În momentul de față, deja sistemul nostru a recunoscut stick-ul, se pare că are prioritar de a căuta și a instala un sistem de operare, însă o să-i dăm un restart și o să vorbim un pic despre asta, pentru că nu toate sistemele pot face lucrurile astea. Pentru a face asta trebuie să mergem în BIOS, o să avem un mesaj aici în care ne spune să apăsăm tasta Delete pentru a intra în BIOS. În momentul în care am intrat în BIOS, care sunt de fapt setările plăcii de bază, pentru a naviga, folosim săgețile. Deci din săgeți, în momentul de față, stânga-dreapta, navigăm meniuri stânga-dreapta și apoi într-un meniu, din săgeți în jos, vom coborâ și în momentul în care vrem să facem ceva, apăsăm tasta Enter. Pentru a ne întoarce la meniu principal, mergem aici, iar în partea din dreapta, în caz de față în partea din dreapta, fiecare placă de bază poate avea acest meniu diferit, la fel fiecare producător de laptop poate avea acest meniu diferit. Putem vedea cum să folosim și ce să folosim. De asemenea, se poate folosi și mouse-ul. Sunt anumite BIOS-uri care nu suportă folosirea mouse-ului, în cazul de față se poate. Și va trebui să căutăm aici, folosind săgețile, acest boot option priorities. Repet. În momentul în care încercăm să, în care punem kitul de instalare în unitatea optică sau introducem USB-ul în spatele calculatorului și acesta nu a făcut ceea ce a făcut calculatorul în cazul de față, să intre direct în sistemul de operare și încearcă să intre în Windows vechi, atunci trebuie să facem acest lucru. Trebuie să căutăm acest boot option priority și să selectăm ca și numărul 1 pe cine vrem să booteze. În cazul de față este selectat Windows-ul nostru. Dacă nu ar fi fost acesta selectat, probabil că s-ar fi dus la numărul 2, ceea ce este DVD-ROM. Adică, în momentul în care am fi băgat kitul de instalare, acest boot option numărul 1, care este stick-ul, când nu ar fi fost introdus, ar fi mers și și-ar fi instalat, pentru că avea ca și prioritizare să meargă direct aici. Iar dacă nu găsește nimic în DVD-ROM, merge mai departe, și anume la hardul nostru, care este un SSD de 250 GB, pe care ar fi căutat acolo sistemul de operare. Lucru care îl va face în momentul în care terminăm instalarea, scoatem DVD-ul din unitatea optică sau, în cazul nostru, USB-ul din
portul USB cu kitul de instalare îl scoatem și atunci vor dispărea cele primele două opțiuni. De fapt, prima opțiune va dispărea, a doua, practic, nu vor dispărea, însă va căuta în prima opțiune, nu va găsi pe nimeni pentru că stick-ul nostru nu va fi acolo, va căuta în a doua opțiune și în interiorul DVD-ROM-ului nu va găsi nimic și va merge la a treia opțiune și anume la hardul nostru și atunci va buta de acolo sistemul nostru de operare care l-am instalat. Acesta este cumva un prim pas de făcut și poate cel mai complicat, să găsim cum să pornim sistemul de operare să ruleze pe hardul nostru. Pentru a ieși de aici, putem apăsa tasta Escape și apoi aici ne întreabă dacă vrem să ieșim fără să salvăm. Apăsăm da pentru că nu e cazul, iar dacă am vrea am fi făcut modificări, pentru a salva avem aici salvare și ieșire sau apăsăm direct tasta 10 și apoi Enter. Deci în caz de față ieșim că nu am făcut nicio modificare. Acum ne întreabă, pentru că sistemul meu de operare, care l-am introdus ca și kit în USB, are atât 64 cât și 32, o să selectăm 32, apăsăm tasta Enter, o să încarce fișierele. Să dureze puțin, în funcție de ce hard avem și ce transfer avem, această încărcare de fișiere poate dura mai mult sau mai puțin în cazul de față, pentru că avem după un USB și avem un USB 3.0, lucrul ăsta s-a întâmplat foarte repede. Acum o să ne întrebe ce limbă să folosim ca și instalare. Nu avem decât engleză. Formatul timpului o să-l luăm pe cel din România. Încercăm cu tasta R ca să ajungem cât mai aproape de România. Selectăm ca și tastatură. O să folosim United States internațional, pentru că aceasta este cel mai des folosită și oricum oricând putem merge în setări și să schimbăm sau să adăugăm o altă tastatură. Acum vom folosi mouse-ul pentru a face asta, însă putem foarte ușor să folosim și tastatura apăsând tasta Tab. Dacă apăs o dată tasta Tab, s-a mutat pe Next și acum dacă apăs Enter, acum dacă apăs tasta Tab, se selectează Repair Your Computer, mai apăs încă o dată, se selectează Install Now, apăs Enter. Deci se poate folosi foarte simplu și tastatura, dar bineînțeles cu mouse-ul este mai facil. Aici este momentul în care va trebui să introducem codul de activare al sistemului de operare. În cazul nostru, pentru Windows 10, în kitul de instalare a venit acest cod. Pe spatele lui se găsește codul de instalare. Nu o să-l divulg, însă se găsesc aici cele 245 ori 245, 25 de caractere, formate de obicei din litere mari și cifre, care trebuie introduse. De asemenea, nu trebuie să introducem, să apăsăm tasta Caps Lock, nu e neapărat o greșeală, dar automat introduce caractere mari. Nu o să găsim caractere mici în codul de activare. Odată ce le-am introdus, ne asigurăm că toate sunt introduse corect și apoi mergem mai departe apăsând Next pentru a merge mai departe. O să primim acest mesaj. Aplicarea termenilor pentru licență, suntem de acord. Și acum ne întreabă ce fel de instalare vrem să facem. Vrem să facem un upgrade? Ca să facem o instalare peste vechiul nostru sistem de operare ca să păstrăm fișierele și setările și aplicațiile sau să facem o instalare avansată, în sensul că o să instalăm Windows-ul, dar ce fișiere găsim pe acea partiție se vor șterge. În caz de față vom face această partiție avansată. Acum vom vedea partițiile hardului nostru. În cazul de față este un hard de 256 de giga. Aici avem o partiție în care sistemul și-a rezervat 500 de mega, este o rezervă automat, iar aici este o singură partiție pentru că vrem să avem o singură partiție. În cazul în care am fi avut mai multe partiții, am fi
Am fi avut aici multe partiții și pentru a vedea cum procedăm pentru a merge mai departe, putem să ștergem aceste partiții. În momentul în care l-am șters, tot spațiul nealocat se duce într-un singur loc, cum e în cazul de față. Ducându-se într-un singur loc, acum avem foarte mult spațiu, tot spațiul este alocat, iar eu vreau să fac o singură partiție. Și ca să fac o partiție, apăs tasta New. Aici îi spun ce mărime. După cum se vede, cei 232,9 GB sunt puși aici în mega. Asta înseamnă 238.474 de mega. Și vreau să fac o partiție întreagă, cu tot hardul. Dacă aș fi vrut să fac o partiție mai mică, aș fi scris aici cât vreau să fac. De exemplu, vreau să fac o partiție de 100 de giga. O să pun 104.000, pentru că o să vedeți mi-a creat 101, deci trebuie să pun 103.5. Și cealaltă partiție este nealocată, pentru a o crea, pur și simplu apăs tasta nou, îl las tot spațiul pentru că vreau doar o singură partiție să mai creez și acum am două partiții. Pe asta o să instalez Windows și pe asta o să țin pentru diverse alte chestii. Iar celelalte partiții care s-au creat sunt create automat de către sistem, dar în cazul meu eu vreau să las o singură partiție, așa că o să șterg tot. Bineînțeles, dacă aveți mai multe partiții și vreți să faceți asta, trebuie să știți foarte exact ce partiție vreți să ștergeți sau formatați. Pentru că în momentul în care ați făcut ce am făcut până acum, toate informațiile s-au șters. Nu trebuie să vă jucați cu asta. Dacă aveți un hard cu două partiții, de obicei pe o partiție PC este Windows și pe cealaltă aveți alte fișiere, trebuie să mergeți în Windows și să vă asigurați care este partiția C. Ca să vă dați seama, notați undeva ce mărime are și când intrați aici, o verificați. În cazul meu că vreau să las o singură partiție, o să creez partiția respectivă, las tot spațiul, îi spun să aplice. Aici o să-mi dea același mesaj că pentru o bună funcționare a Windows-ului, el o să-și creeze anumite partiții pentru a salva diverse fișiere. Și mi-a creat aceleași partiții pentru recovery și partiția mea este aceasta, 232 de giga. Acum, în momentul de față, că avem partiția respectivă, tot ce trebuie să facem este să mergem mai departe prin Next. Dacă în cazul dumneavoastră, să zicem că ați fi avut 4 partiții și partiția 1, sau să zicem partiția 2, ar fi fost cea veche în care era Windows instalat, ați fi văzut aici aceeași dimensiune care o știați, să zicem 80 de giga, 100 de giga, 200 de giga. Pur și simplu ce trebuia să faceți, îmi trebuia să ștergeți sau să reconfigurați hardul. Asta este doar când vreți să reconfigurați hardul, când aveți un hard nou. Acum, de față, tot ce trebuia să faceți este să apăsați Format ca să reformateze partiția respectivă. În momentul de față, pentru că am creat totul nou, am șters și am creat totul nou, nu e nevoie să mai o reformatăm. Selectăm partiția noastră și mergem mai departe. Acum o să dureze câteva minute, în funcție de ce suport avem, dacă este pe DVD o să dureze mai mult, dacă sistemul nostru este mai vechi o să dureze mai mult. În cazul de față, pentru că avem un SSD și avem sistemul de operare pe USB, iar portul de USB este USB 3.0, o să fie mai rapid. Tot ce trebuie să facem este să lăsăm să termine toate aceste lucruri care le are aici de bifat și aceasta a fost instalarea sistemului de operare. Mai trebuie doar să îl inițializăm. Putem apăsa butonul Restart. Acum o să pornească un noul sistem de operare, însă dacă ar fi reintrat în Windows, automat, acest lucru nu era ok, ar fi trebuit să dăm din nou restart și să scoatem stick-ul din portul USB sau DVD-ul din unitatea optică pentru a lăsa calculatorul să intre în sistemul de operare proaspăt instalat. Deci, după ce toate acele bifări au fost finalizate și am dat restart sistemului, dacă
sistemul ar fi repornit cu aceeași imagine ca la început, când am pus prima dată stick-ul și ar fi vrut să ne reinstaleze Windows-ul. Acel lucru nu era normal, trebuia restarta calculatorul și înainte de repornire trebuia scos stick-ul din spatele plăcii de bază pentru a reporni de pe sistemul de operare instalat pe hard. De asemenea, avem aici jos, ne arată o serie de taste care le putem apăsa pentru a intra în diverse meniuri. Prima era BIOS, era prima ESC, task, pardon, Dell, iar undeva aici spunea să apăsăm F12 pentru boot menu. Dacă apăsăm tasta 12, putem să intrăm direct într-un meniu în care putem selecta manual de unde să booteze. Același lucru care l-am găsit în setările. Plăci de bază. Aici putem să scriem numele celui care o să folosească acest calculator. Acum ne spune dacă vrem să folosim acest Cortana, care putem să-l întrebăm diverse lucruri, dar nu e momentul. Și acum așteptăm ca el să își facă ultimele setări. Acum am terminat de instalat sistemul de operare și anume avem în momentul de față un sistem de operare care se numește Windows 10. Putem vedea tipul procesorului, un G3260 de 3,3 GHz. Pe 64 de biți este sistemul de operare. Putem vedea că pentru activare trebuie să ne conectăm la internet. Iar un alt lucru important de făcut este să mergem la Device Manager și să vedem dacă toate componentele plăcii de bază sunt instalate. Acum, pentru a face următorul pas, și anume instalarea completă a sistemului nostru să fie în cele mai bune condiții de funcționare, trebuie să descărcăm de pe site-ul producătorului laptopului sau de pe site-ul producătorului plăcii de bază, driverii pentru placa de bază respectivă. În cazul de față, noi avem acest DVD de la producătorul plăcii de bază, pe care îl vom introduce și vom instala. Dar acesta este altă treabă diferită față de instalarea sistemului de operare. În momentul de față, sistemul de operare este instalat. Urmează, bineînțeles, acum avem un sistem de operare nou, curat. Putem vedea că avem o singură partiție. Aceasta este partiția cu care noi pe care noi am creat-o. Acesta este stick-ul pe care avem sistemul de operare. Și aici avem unitatea optică pe care putem să o deschidem. Dacă tot suntem aici și să introducem DVD-ul cu driver pentru că va continua instalarea driverilor și apoi celelalte aplicații care vrem să le folosim. Una peste alta, cam acesta a fost proiectul pentru astăzi. Sperăm că informațiile să fie utile. Noi vă așteptăm pe canalul nostru și cu alte proiecte interesante. Până data viitoare, toate cele bune, numai bine și pe curând!